Vladimir Putin a uluit planeta. Nimeni nu-l credea în stare vineri, pe data de 3 noiembrie, Vladimir Putin a vorbit despre Revolta din Dagestan, Republica Rusă Autonomă din Caucaz Majoritar Musulmană. Aceasta a avut loc miercuri, pe data de 29 octombrie, împotriva pasagerilor evrei de pe un zbor de la Tel Aviv. Președintele rus a spus că vinovați pentru situația de la Mahacicala sunt Ucraina și Occidentul. Acuzațiile sale au fost vehement respinse de Washington și Kiev. Cât despre aceste evenimente din Mahacicala. Era foarte ușor de aprins o scânteie, foarte ușor. Pe fundalul ororilor care au loc acolo în Gaza, este ușor să se facă asta, pentru că... Atunci când vezi copii suferind și plini de sânge, îți încleștezi pumnii și îți vin lacrimi în ochi, a declarat el, citat de Reuters. Liderul de la Kremlin a spus că orice persoană normală ar fi afectată de imaginile copiilor însângerați din fâșia Gaza, dar rușii trebuie să-și păstreze capul limpede. Și asta, cred, este reacția oricărei persoane normale. Iar dacă nu există o astfel de reacție, atunci persoana respectivă nu are inimă, e de piatră. Cu toate acestea, noi trebuie să procesăm acele evenimente cu capul limpede și să înțelegem unde este rădăcina răului, a continuat acesta.